Bună seara, copii! În această seară am să vă citesc povestea Cățelușul. Un cățeluș mic și isteț vrea să știe întotdeauna totul. Era peste tot și niciodată nu pierdea ocazia de a întreba câte ceva. Încotro mergi, cățelușule? Se interesa iepurele. Alerg la vrăbiuță. Vreau să știu unde locuiește, răspunse vesel cățelușul. Dar cum ajunse la bancă, vrăbiuța se ridică în văzduh și, ciripind, se îndepărtă. Cățelușul porni după ea, drept în grădină. Acum știu unde locuiește vrăbiuța, îi spuse el mulțumit. În grădină, un pisoi stătea pe gard și se încălzea la soare. Hei, pisoiule! Poți să-mi răspunzi la câteva întrebări? De ce nu? Mie un pisoiu, care se socotea tare înțelept. Sar pe gard lângă mine? Dar eu nu știu cum, îi răspunse cățelușul. Coboară tu la mine. Dacă nu știi să urci pe gard, nu-ți spun nimic, îl repezi brutal pisoiu. Apoi, cu coada în vânt, porni pe gard spre un măr rămuros. Păcat că nu ești prea vorbăreț, pisoiule, îi spuse cățelușul. Și aveam atâtea lucruri să te întreb. În apropiere, grohăia vesel un purceluș grăsuț. Poate vorbești tu cu mine? Îl întrebă cățelușul. Dar știi ceva? În loc să vorbim, hai să ne tăvălim prin noroi. De ce? Se miră cățelușul. În noroi n-am să găsesc răspuns la întrebările mele. În schimb, ne putem distra excelent și cu siguranță găsim ceva de mâncare. În noroi sunt broaștele, i-a răspuns cățelul și a plecat mai departe. Pe drumeagul ce duce la poartă, cățelușul întâlni un ied. Ieduțule, încotro mergi așa? Îl întrebă. Eu? Pe câmp, după varza gustoasă. Poate vii și tu cu mine? Cu multă plăcere, i-a răspuns cățelușul. Hei, micuțule, mai bine nu te apropia de ied, l-a avertizat iepurele. De ce? S-a mirat cățelușul. E atât de drăguț și apoi vreau să aflu ce are pe cap. Eu? Cornițe? Puf, 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 a strigat iedușul. Și plecându-și cornițele, s-a repezit către cățeluș. Abia în ultima clipă, cățelușul reuși să scape de ied și să ajungă la tăticul lui. Fiule, de ce ai alergat așa? L-a întrebat tata câine. Ah, tăticule, atâtea lucruri vreau să aflu astăzi. Lătră, istruvit cățelușul. Ca de obicei, zâmbi tăticul. Și ai aflat ceva? Sigur că da. Știu că vrăbile locuiesc în grădină, că pisicilor le plac gardurile și că noroi sunt broaște și iedul poate să împungă, i-a explicat emoționat cățelușul. Când eram mic și eu eram la fel de curios, i-a răspuns cu mândrie tata câine. V-a plăcut, copii? Vă mai aștept și data viitoare la o poveste. Nu uitați să dați like și subscribe. Mulțumesc!